Bine v-am găsit la un nou episod de Iron. De această dată suntem în parcul Herăstrău și, surpriză, avem alături de noi un personaj cunoscut din lumea sportului, un personaj care a construit propria lume, o lume care se numește Absoluto. Iată lângă mine Tudor. Salutare! Tudor, vreau să spun că mă simt așa mai în siguranță. Nu ne bate nimeni, asta e sigur. Cu mine și cu tine, tu fugi dacă e ceva. Eu alerg dacă e. Și eu îi bat, adică avem ambele variante. Da, eu pot să alerg și să vin din spate, știi? Da. Eventual. Da. Prima centură neagră BJJ, pentru cei care nu sunt familiarizați cu BJJ, Tudor, te rog frumos să explică ce înseamnă. Jiu-jitsu brazilian, BJJ vine de la brazilian jiu-jitsu și este o artă marțială de autoapărare, de self-defense, care, după părerea mea, este și a multora, este cea mai eficientă artă marțială 1-1. Artă pe care tu ai adus-o în România. Da, nu era. Înainte să mă apuc eu, nu era. Și cum ți-a venit ideea asta? Eram îndrăgostit de artele marțiale, îmi plăcea ideea asta de luptă și mergeam la o sală de fitness, am fost mereu pasionat de sport și acolo un tip care era antrenor și care ulterior a devenit elevul meu și este și el centură neagră, mi-a dat o casetă cu UFC, cu garele astea de lupte, da, în pușcă, da. Și am văzut gara respectivă unde un practicant de BJJ a câștigat-o într-un mod din ăsta foarte clar și având în vedere că jiu-jitsu brazilian e cu foarte multă luptă la sol, m-am întors la el și am zis, băi, foarte mișto. Zic, da, foarte plictisitor, se îmbrigau pe acolo, la sol, nu erau lovituri. Și mi-a zis o chestie foarte tare. Domnule, în arta asta marțială nu-ți trebuie forță, ai nevoie doar de tehnică. Și asta a fost o chestie care a făcut un click așa în capul meu și am zis, trebuie să învăț chestia asta dacă e vorba de mai mult de tehnică. Și așa m-a ajuns la jiu-jitsu brazilian. Nu doar că am învățat-o, lăsați-mă să completez eu, că tu dori modest. 4 titluri mondiale, europene, nu? 4 titluri iar europene. Iar cu grupele sale de copii, de elevi, 25 de titluri europene, iar 11 mondiale. 12 mondiale, 25 europene. Aha, stai că s-a actualizat un pic, 12, da. Da. Sunt mai mândru de cariera mea de antrenor decât de cea de sportiv, pentru că eu ca sportiv am participat la categoriile peste 30 de ani. Da. Și e vorba de rezultate la senior, la adulți și am titlul de antrenor emerit și cel mai titrat antrenor în domeniul ăsta în țară. Vă spun eu de ce mai e mândru, pentru că Tudor este un om căruia îi place să împartă cu ceilalți din ceea ce face el și cred că doar un suflet nobil, așa, știi? O inimă nobilă are această dorință, noblețe care se trage din familie, pentru că poate nu știați cine este tatălui Tudor. George Mihăiță, cum? Actor, marele actor, marele actor. Pentru că mai sunt tineri care nu prea mai urmăresc. Am rămas surprins să aflu că tinerii nu prea mai urmăresc nici măcar, nu se mai uită la televizor. Păi n-ai la ce. Nu știau de Horatiu Mălele, de George Mihăiță, adică... Da, este unul dintre cei mai mari actori pe care România îi are și pe mine m-au fascinat de mic piesele de teatru în care juca și ulterior l-am putut vedea la teatru de comedie. Foarte mișto. Și în prezent, cred că e acolo doar să ne lase ăștia să, nu? Da, e închis. În perioada asta, teatrele sunt închise. Tata e și director al teatrului de comedie. Are multe piese. Îi invităm să le vadă în momentul în care se reia stagiunea. Carisma, să știi că și-a păstrat-o de-a lungul anilor. L-am văzut acum un an jumătate, dar nu despre asta vrem să vorbim astăzi. Tudor, știi ce am observat la practicanții de judo? Au așa o altfel de educație, au un bun simț și mai mult, au și o structură cognitivă care face să raționeze altfel situația. Sunt oameni mai deștepți, mai cumpătați, mai echilibrați. Cred că artele marțiale, în general, au și această componentă mentală, spirituală,
mai mult decât alte sporturi. Evident că la un moment dat poți să faci și, uite cum facem alergare, și să găsești o componentă spirituală, să găsești o cale. În schimb, artele marțiale, chiar de la originea lor în Japonia, au mers în această direcție a căii, a doului. Și o regăsește multe arte marțiale, o găsești și în jiu-jitsu. Și cred că, în special în momentul în care, în momentul în care noi suntem în sală și faci o tehnică de strangulare, de exemplu, ești conștient că dacă ai menține acea strangulare încă, nu știu, un minut, ai putea să ucizi acea persoană. Și jiu-jitsu, până la urmă, e ca un, e o unealtă, e ca un cuțit, înainte, dreapta? Hai înainte! E ca o unealtă, ca un cuțit cu care poți să tai o pâine sau cu care poți să omori pe cineva. Da. Și în momentul în care încep să conștientizezi că ai această putere, dar mai ales faptul că ești foarte aproape de linia asta, uneori care e atât de subțire între viață și moarte, încep să-ți pui niște întrebări despre tine, despre viață, și cred că acolo ajungi la partea asta spirituală despre care spuneai și tu. Da. Spune și mie cele mai tari trei lucruri care îți plac la acest sport. În primul rând, eficiența lui. Exact ce spuneai și tu, cred că în ziua de azi, în momentul în care vedem, trăim niște vremuri dificile. Probabil că noi, cel puțin în viața noastră, nu ne-am confruntat cu o situație atât de dificilă. Poate bunicii noștri au prins războiul, însă noi n-am avut situații de genul ăsta, de nesiguranță, până la urmă, o nesiguranță socială, economică. Oamenii sunt din ce în ce mai nervoși, da, sunt din ce în ce mai violenți, și cred că e foarte important să avem acest tool de a putea să ne apărăm. Și ideea că știi să te aperi este mult mai important în momentul în care înțelegi cum să previi și faptul că ai anumită încredere de sine. Asta ar fi unul dintre aspecte, acesta cu eficiența în situațiile de autoapărare. Al doilea este partea competițională, iar eu sunt genul care sfătuiesc practicanții să participe la competiții. Cred că e vorba de competiții pentru începători, pentru categorii de vârstă mai avansate. Poți să ai, de exemplu, 50 de ani, te apuci acum de jiu-jitsu brazilian și ai la orice competiție o categorie de vârstă, începători ca tine, care fac de câteva luni, de 50 de ani, de categoria respectivă de greutate, pentru că viața noastră, cumva, noi încercăm să ne maximizăm viața într-o zonă lipsită de stres. Ne dorim un confort foarte mare și stresul pe care ți-l dă o competiție, faptul că știi că intri pe saltea și sunt șanse mari ca unul să-ți prindă mâna, să-ți tragă de aia și să-ți o rupă, te duce în zona asta de management al stresului, care mi se pare că e foarte important în ziua de astăzi. A treia componentă care mi se pare foarte importantă și a ce-mi place mie la jiu-jitsu este că alegi niște prietenii foarte profunde. Și eu, din postura și de antrenor, dar și de sportiv, am legat niște prietenii cu niște oameni care continuă și astăzi. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și este asociat cu mine în două dintre sălile pe care le-am în București. Este un fost elev al meu și cel mai titrat sportiv de jiu-jitsu brazilian din România, Camil Moldovean. Super tare! Tu ți-ai creat o lume a ta, absolut-o, da? Cât de important în această lume a ta, dincolo de sport, cât de important este în lumea ta, dincolo de sport, să dăruiești elevilor anumite valori? Cât de important este să educi și în plan mental anumite aspecte care țin de educație, de felul în care te comporți? Ce zici de componenta asta care pare a fi complementară sportului? Știi că vorbeam înainte să începem să alergăm și spuneam că atât tu, pentru că de fiecare dată când ne-am întâlnit, nu ne-am întâlnit de foarte multe ori, de fiecare dată când ne-am întâlnit am avut niște discuții astea foarte, foarte, foarte profunde. Deep, da? Da. Și mi se pare că și tu, cum mi se întâmplă și mie și cum vi se întâmplă unor învățători, noi până la urmă suntem niște învățători, de fapt, și cred că avem o misiune, ca să zic așa, evanghelică, fără componenta asta religioasă, de a propovădui în lume ceea ce credem noi. Da. Faptul că vrem ca oamenii să fie, dacă
îți aduce aminte și vorbeam, oameni să fie mai fericiți în primul rând. Da. Când ești fericit, ești și sănătos, pentru că e puțin probabil să fii bolnav și să fii fericit. Și atunci oamenii devin mai sănătoși, mai fericiți, au mai multă încredere de sine în momentul în care, cum se întâmplă la tine, arată mai bine. La fel se întâmplă și la noi în momentul în care încep să slăbească, în momentul în care vin la antrenamente, încep să aibă încredere de sine și cred că asta e de fapt menirea unui profesor, a unui învățător, a unui antrenor. Iată un motiv în plus să căutați mai multe despre Absoluto, pentru că găsiți o lume în care aveți numai lucruri bune de învățat, nu doar pe plan fizic, da? Tudor, lasă-mă să spun, eu am crescut căutând informații despre ceea ce înseamnă a trăi în tot felul de reviste. Iar când eram eu mic, revistele erau Bravo, Salut, Popcorn. Tu, în revista Salut, fiind probabil și student la Facultatea de Jurnalism, ai început să dai copilor care căutau niște răspunsuri, niște sfaturi. Mie mi s-a părut super tare, pentru că de mic dădeai niște sfaturi pertinente, echilibrate, sfaturi prin care puteai să te construiești frumos, în continuare, armonios. Întrebarea este, cum ai reușit, la o vârstă atât de fragedă, să fii atât de matur? Pentru că și tu aveai cât? Da. 20? Da. Cred că ține de maturitate. Eu nu mă consider nici acum foarte matur. Am o latură așa copilăroasă, jucăușă. Cred că ține mai mult și de un anumit aspect intelectual. Mi-a plăcut tot timpul să învăț. Îmi place și astăzi. Îmi place să studiez. Îmi place foarte mult să citesc. Și asta s-a întâmplat și atunci. Eram foarte deschis. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut oamenii. Mi-a plăcut să vorbesc cu ei. Mi-a plăcut să-i ajut. Și faptul că atunci răspundeam unor oameni care scriau, unor adolescenți, cu experiența mea de atunci, faptul că îmi plăcea să fac acea chestie, probabil că a fost un precursor al carierei mele de antrenor. Pentru că să știi că în momentul în care ești antrenor și sunt convins că ți se întâmplă și ție, mai ales că știu că lucrezi cu mulți clienți, lucrezi one-on-one, oamenii vin și vorbesc cu tine nu doar despre strength and conditioning, da. Vin și spun și despre familie, despre problemele lor, ce li se întâmplă la business. Și mai ales venind din zona asta de sport, zona asta de performance, încep să înțelegi care este mentalitatea asta a performanței. Cum să faci să performezi, care nu trebuie să însemne neapărat o medalie de aur, un titlu de campion mondial, ci poate să însemne pur și simplu să scoți ce e mai bun din tine, și poate să fie într-o relație, poate să fie într-un business sau poate să fie în sport. Și mi-a plăcut să fac chestia asta, să-i ajut pe oameni să descopere ce niște calități poate ascunse și să devină mai buni. Ai spune că ați dezvolta aceste părți care țin de psihologie, de viață, de cunoașterea vieții de mic. Este important pentru a avea o carieră de antrenor bun? Cred că este esențial când ești antrenor să ai cel puțin două calități. Una, să poți să te conectezi cu oameni, adică să ai un emotional quotient foarte dezvoltat, și de pe partea cealaltă să studiezi, să fii la curent cu ceea ce se întâmplă, în special în domeniul tău, în sportul pe care îl practici. Și în momentul în care faci aceste două lucruri, poți să lucrezi cu oamenii, poți să-i motivezi, pentru că mi se pare că de la un punct încolo, în momentul în care vorbim de înalta performanță, și văd la mine în sală cu oamenii care practică atât jiu-jitsu brazilian cât și MMA, este foarte important ca de la un punct încolo să reușești să lucrezi cu ei, să-i motivezi. Da. E lucru cel mai important, pentru că ajung să știe aproape tot, să învețe tehnici, strategii, să ajung într-o formă fizică foarte bună și nu-ți mai rămâne decât să îi faci să-și dorească să devină mai bun. Dragi părinți, iată cât de frumos a clădit Tudor încă de mic și de ce ar trebui să vă lăsați copiii
pe mâna lui, pentru că le dăruiește niște direcții pe care poate nu le deprindem neapărat din familie, pentru că în perioada maturizării noastre, la un moment dat începem să nu mai ascultăm de părinți, ci de o părere din exterior. Deci prin acest sport pe care Tudor ni-l dezvolă, îi dezvolă secretele, nu doar devii mai puternic, mai talentat la respectiva disciplină, ci înveți foarte important cum să te porți în viață. Iar asta se cheamă școala vieții, nu? Da. E foarte important cu copiii și noi avem niște grupe mari de copii. Antrenăm foarte mulți copii. Mi se pare esențial la copii să-i aduci către sport, indiferent ce înseamnă sport. Spuneam că suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană la activitatea fizică. Da. Activitatea fizică are copii de orice tip de sport, săl de fitness și așa mai departe. Ba chiar și la grădinărit, grădinăritul inclus acolo la activitățile fizice. Și la această seară grădinăritul? Da. A, și eu la și noi am dezvoltat niște programe. Uite, o să trească, ne oprim că mi s-a desfășurat un șiret. Așa? Da, spune. Am dezvoltat niște programe de anti-bullying. E tot fenomenul ăsta cu bullying-ul care este prezent printre copii, printre adolescenți, cum e prezent și printre adulți. Bullying-ul vedem de multe ori printre adulți. Și am creat niște programe de anti-bullying bazate pe jiu-jitsu brazilian și avem un program prin care îi chemăm pe toți cei care au avut probleme cu bullying-ul la unul dintre cluburile noastre afiliate. Suntem 17 cluburi în România, dar și în Republica Moldova, cu Veit și Olanda. Și copiii sau adolescenți care au avut probleme cu fenomenul bullying-ului, îi primim la sală și avem diferite programe prin care îi ajutăm atât pe partea psihologică de susținere, dar și pe partea de pregătire efectivă, de prevenție, care este foarte importantă, dar și de luptă efectivă. A fost un caz din Ploiești, probabil la care te referi tu, cu o fată care a fost umilită și bătută și pe care noi am adus-o la filiala noastră din Ploiești, la Absolut Ploiești. Și menționez că sunt gratuite cursurile astea pe care le oferim celor care sunt supuși fenomenului bullying. Tudor, poate, hai că avem unde să ieșim, hai că merge. Așa, scuze. Așa? Și cum spuneam, mi se pare foarte importantă componenta asta de atitudine. Pentru că, în general, fenomenul ăsta de bullying, din tot ce am studiat noi și din toate statisticile pe care le avem, cei care sunt bully își aleg victimele dintre cei care sunt slabi și care au toate aceste pattern-uri de a fi dominați. Da. Și ceea ce încercăm noi să oferim prin artele marțiale este, în primul rând, această atitudine de a anula această atitudine de victimă. Ai spus mai devreme că bullying-ul este și între copii, dar și între adulți. Ce forme, cum se schimbă? Da, ok, atunci când suntem copii, ne-am trăit cu toții pe la școală, da? Hărțuirea aia, poate puțină violență, agresivitate, dar la adulți, în ce forme îl putem regăsi? Eu cred că este mult mai întâlnit la adulți decât la copii. La copii are de foarte multe ori și componenta asta violentă, componenta asta fizică. În momentul în care devii la adult, înțelegi că te expui la niște riscuri în momentul în care îi dai cuiva un pumn sau o palmă și atunci rămâi la zona asta de agresivitate verbală. Știm și noi grupurile de oameni, poate la serviciu, poate chiar între prieteni, care îl pun pe unul la mijloc și fac mișto de el în continuu. Ai o formă de bullying până la urmă și noi considerăm că în momentul în care se glumește trebuie să râdă toată lumea. Dacă e unul care nu râde, da, și se râde de el, ai de fapt o formă de bullying. Și adulții cumva, probabil și din copilărie, învață să trăiască cu această formă de bullying, de a fi victimă. Așa. Și repet, artele marțiale, și noi vedem asta în sală, oameni care se schimbă, care vin și ne spun, sunt doctori, sunt programatori, sunt procurori, care vin și ne spun cât de mult s-a schimbat viața după ce fac jiu-jitsu brazilian. Foarte tare. Cât de important este condiționarea? Condiționarea e foarte importantă. Eu am o teorie care spune că dacă un meci durează 10 minute
și nu te învinge printr-o tehnică de strangulare sau printr-o tehnică articulară și ai o condiționare fizică, o condiție fizică foarte bună și poți să îmi pui un ritm foarte, foarte alert, da? Dacă e mult mai bun ca tine, da, dar nu reușești să te învingă înainte de terminarea, da, timpului, ritmul ăsta alert îl va dobărâ și în cel de din urmă o să-l învingi. E foarte importantă condiționarea fizică. Băieții și fetele de la noi de la sală care sunt în zona de performanță lucrează pe partea asta, lucrează de obicei cu programe individualizate, lucrează cu diferite antrenori și este o parte importantă din pregătirea lor. Ce reprezintă alergarea în această în acest sport pe care tu îl faci? Uite, să spun o chestie, că ți-am zis și la început că nu sunt mare fan al alergării. Chiar spuneam că nu știu cum o să se desfășoare interviul ăsta, având în vedere că nu știu dacă, n-am mai vorbit niciodată să alerg și să vorbesc cu cineva. Dar ai văzut că la început, nici nefiind încălzit, da, trebuie să-ți reglezi un pic pulsul, ne-a regalat, da, mai greu respirația. Însă am un principiu pe care l-am adoptat în ultimul an, în care încerc să fiu cât mai ancorat în moment, să fiu cât mai aware de ceea ce se întâmplă în jurul meu și să mă bucur de niște chestii care pot fi unor banale. Și am avut acum un moment când veneam pe marginea lacului, când îmi dădeam seama că deși fac un lucru care nu sunt obișnuit, alergatul, care poate că la un anumit nivel chiar îmi displace, pentru că făceam fotbal când eram mic și ne puneam să alergăm mai mult decât jucam fotbal, da, adică fotbalul era mai puțin cu mingea și mai mult cu alergatul și mi-am dat seama că avem o discuție foarte mișto, facem sport, eram pe marginea lacului, era soare și am avut un moment ăsta în care cumva am simțit tot ce e în jurul nostru așa și am trăit momentul și e un lucru pe care încerc să-l spun celor din jurul nostru să se bucure de lucrurile mărunte. Pentru că lucruri big, cumva parcă te aștepți să se întâmple, îți construiești acea plăcere, nu știu, ți-e o mașină nouă, ți-e o casă nouă, vine un copil și cumva ai o expectativă legată de treaba asta. Dar faptul că ieși la un interviu, că o să alergi și e ceva la care nu te price foarte bine, în schimb, ești în natură, uite și tu ce frumos e, ce frumoasă e toamna asta, e soare și încerc să mă bucur de lucrurile mărunte, să mă opresc pentru un moment, să trag aer în piept, nu că sunt obosit cum sunt acum, și să zic că uite ce mișto e să, nu știu, bei un ceai. Ai văzut în goana asta, după siguranța zilei de mâine, mai ales în acest context, mai provocator, mai dificil, ne punem tot timpul obiective. Hai să am nu știu ce job. Când o să am jobul ăla, să fiu fericit. Hai să reușesc să-mi iau, cum ai zis, o mașină. Hai să mă căsătoresc. Când o să am copil, o să fiu împlinit. Vin momentele astea, trec și îți dai seama că fac parte din fericire, dar parcă lipsește ceva. Crezi că uităm să trăim și clipa? Da, cred că. Și poate asta este golul dinăuntru nostru, asta că ajungem undeva și nu am trăit drumul. Este problema modernității și problema oamenilor față de animale. Animalele nu au regrete legate de trecut, evident. Nu au stresul viitor. Am rate, trebuie să-mi plătesc rate la bancă, urmează o nuntă, trebuie să dau niște bani sau chestii de genul ăsta. Și problema noastră e că noi trăim acum, noi trăim în prezent și când ne depărtăm mai mult și ne uităm în spate și am citit o metaforă foarte interesantă care spune că noi ne privim în trecut și avem foarte multe lucruri care au fost fie regrete, fie traume, lucruri pe care niciodată nu le-am poate nu le-am spus, nu le-am gestionat și ca un inbox cu foarte multe mesaje necitite care duce până în copilăria noastră. Și mi se pare că cu cât reușim la vremea respectivă să ne asumăm lucrurile respective și cum suntem noi acum să trăim aici și acum, să nu ne gândim ce s-a întâmplat în trecut, ce probleme am avut, ce o să se întâmple în viitor și cu cât rămânem mai ancorați în prezent, cred că cu atât o să fim în cele din urmă mai fericiți. Așadar, nu putem fi fericiți fără
și medita puțin, a reflecta zilnic la gândurile astea care sunt nerezolvate în interiorul nostru. Sunt curios ce se întâmplă cu gândurile pe care nu le rezolvăm, nici măcar nu le băgăm în seamă și de-a lungul anilor rămân captive cumva înăuntru nostru. Oare ne fac să, nu știu, picăm mai des pe gânduri sau... Sunt mesajele alea necitite de care spuneam și eu am devenit, am ajuns în stadiu în care de fiecare dată când ceva nu-mi place, ceva care îmi displace, vorbesc, spun, verbalizez chestia aia, indiferent dacă e vorba în relație, dacă e vorba în relația cu soția, da, dacă e vorba în relația cu fiul meu care are 5 ani sau în orice relație cu tine sau cu oricine din jurul meu. Bun. Am ajuns așa, am plecat de la, da, asta mă de la lupte așa. De la aia și am ajuns într-o zonă așa foarte filozofică. Măi, sper să nu fi pierdut prea mult dintre urmăritorii tăi care se uită la episod. Ieșiți la alergare și după aia mergeți la un BJJ să... Cred, vezi, sunt complementare cumva aceste sporturi. Eu cred că astea sunt prioritățile și asta ar trebui să fie prioritățile noastre. Sportul, care implicit înseamnă sănătate, ceea ce mâncăm, pentru că e foarte important. Vezi că suntem atacați din toate direcțiile cu un debris din ăsta, fie nutrițional, junk food, fie mediatic, pe Insta, pe TikTok, pe Facebook. Și cu cât suntem mai... Mi se pare că prioritatea numărul 1 trebuie să fie sănătatea. Dacă nu ești sănătos, nu poți să te ocupi nici de familie, nu poți să te ocupi nici de business. Și atunci sportul, nutriția și stilul ăsta de viață sănătos mi se par super importante. Bun. Și foarte important, nu uitați să și facem prevenție. Pentru că mai târziu o să apară probleme. Dacă nu v-am convins cu vorba bună, gândiți-vă că mai târziu apar probleme, ruginim. Îi convinge și cu forța, dacă și nu. Și cu forța. Eu spun că jiu-jitsu brazilian, ca și ceea ce faci tu, este o asigurare de viață, care este foarte ieftină și care este foarte eficientă. Bun. Într-un final îl voi lăsa pe Tudor să vă trimită un mesaj și cu ocazia asta îmi fac ieșirea și îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat nouă. Mă bucur că am avut în emisiune un asemenea om deosebit pe care l-ați putut descoperi și hai să vedem cuvintele pe care le ai pentru oamenii care se uită la tine. În primul rând, Tudor Mihaiță pe Instagram și pe Facebook, că tot vorbeam de social media. Mesajul pe care eu o să vi-l spun este legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi și pe care cumva genul ăsta de atitudine am primit-o de la taică, nu? De a vedea lucruri bune, lucrurile cele mai nasoale care ți se pot întâmpla. Tata e un om care a plecat dintr-o familie foarte săracă din Moreni, avea o casă cu pământ pe jos. Tatăl lui era mecanic auto, mama era vânzătoare la pâine. A ajuns unul dintre cei mai mari actori ai României și a avut tot timpul atitudinea asta optimistă de a vedea lucruri bune în lucrurile cele mai rele. Fac o paranteză, soția a plecat cu mașina spre Sinaia, nu avea ITP-ul, a oprit-o, a trebuit să lase mașina acolo, cum se întoarce. Eu eram plecat din țară, l-a sunat pe tata și tata, după ce au vorbit, i-a spus Meguța, că zice Meguța, pe ea o cheamă Meg, și a spus să nu fii supărată că o să ai ce să povestești. Adică din toată nebunia asta care se întâmplase, tata a găsit o chestie pozitivă, o chestie benefică și asta vreau să, ca să revin. Am venit cu gândul că ți-am și spus, nu știu cât o să pot să alerg, nu știu dacă o să pot să vorbesc în momentul în care alerg și am plecat cu ideea, hai să văd dintr-un lucru care s-ar putea să-mi displacă, alergatul în sine, hai să găsesc ce e bun în chestia asta și cum spuneam, m-am bucurat de discuție, m-am bucurat de natură, de faptul că efectiv făceam sport și a ajuns să-mi placă chiar activitatea în sine, mi-a plăcut să alerg. Și sfatul meu este să încercăm să găsim lucrurile bune în lucrurile rele, pentru că contează foarte mult atitudinea noastră și nu putem să schimbăm un lucru rău care ni se întâmplă doar prin atitudine, doar prin acțiune, iar dacă prin acțiune nu poți să-l schimbi, nu-ți rămâne decât să ai o atitudine pozitivă, pentru că aia te va împinge în viitor. Bun, mulțumim frumos!